Salutarea moroșii mei și bine v-am regăsit la Zodiacul lunii august de data aceasta. Acest filmuleț este pentru toți cei care au soarele, luna, ascendentul, nodul nord în zodia pești sau pentru cei care vor să afle ce se întâmplă cu un pește. Dacă dorești să vezi care sunt previziunile tale pentru luna august, te rog să rămâi alături de mine. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele voastre, pentru toată susținerea voastră și în mod special pentru uh, faptul că ați fost foarte darnici și uh, acolo ați donat în contul meu de PayPal. O sumă modică nu contează, dar ați vrut să susțineți canalul meu de YouTube și vă sunt recunoscător. Vă mulțumesc cu recunoștință pentru, pentru acest lucru și sper ca Dumnezeu să vă întoarcă această sumă în sutit. Iată că deja un mesaj al Îngerilor a căzut pentru voi. De fapt sunt două. <laughs> Nu uitați, dragii mei, că aceasta este o etalare generală, este posibil să nu rezonați toți, eu bazându-mă pe energia colectivă. Nu luați de aici decât ceea ce vă servește vou. Dragul meu pește, eu sunt obligat să-ți transmit mesajele așa cum mi-au căzut. Primul mesaj pentru tine vine de la Îngerul Azur. Înseamnă că ești într-o perioadă în care chiar ai nevoie de aceste mesaje. Îngerul Azur îți transmite următorul mesaj. Rezultatul dorit va apărea foarte curând. Dă dovadă de răbdare și credință și nu încerca să forțezi lucrurile. Știu că acum te gândești de câtă răbdare să mai dau dovadă, că atât de răbdător am fost. Este testul răbdării pentru tine, nu am ce să-ți fac. Dar iată că rezultatul apare curând. Este posibil să primești un răspuns afirmativ de undeva, să primești un răspuns foarte bun, un răspuns pe care tu l-ai așteptat foarte mult. Um, trebuie să ai credință, da? Și să nu încerci să forțezi lucrurile. Al doilea mesaj pentru tine vine de la îngerul Bethany, care îți spune așa. Atunci când te îngrijești, iei spre binele tuturor. Acordă-ți astăzi o bucurie relaxantă, cum ar fi un masaj, o baie în apa de mare sau o ședință de pedicură. Cred că este momentul să ai mai multă grijă de tine, dragul meu pește, este momentul să te răsfeți, aș spune eu. Îți voi spune numele unei pietre ce te poate ajuta în luna august să treci peste anumite obstacole, să neutralizezi anumite energii negative din viața ta. E bine să o ai alături de tine în această perioadă. Bineînțeles, dacă dorești. Nu pot să cred, deci este... Nu pot să cred, este aceeași carte care a picat la Scorpion și la Capricorn. Este cartea cu piatra Shungitul, care vorbește despre detoxifierea vieții tale. Aici vorbim despre detoxifiere din punct de vedere alimentar, spiritual, emoțional, fizic, mental. Treci printr-o perioadă în care trebuie să renunți la niște lucruri în viața ta, um, trebuie să te detașezi, trebuie să de, Nu știu, să gândești poate altfel, să-ți schimbi mentalitatea, să-ți schimbi obiceiurile. Poate vrei să renunți la un viciu în această perioadă. Piatra șungitului te poate ajuta în direcția aceasta. Așa cum îți spuneam, poate neutraliza aceste energii negative, îți poate oferi curaj. E momentul să schimbi ceva în viața ta. Hai să vedem care sunt și mesajele cărților de tarot. La baza pachetului, Cartea Nebunul, ce arată o nouă călătorie pentru tine. Asta este energia ce înconjoară întreaga ta citire, dragul meu pește. Vorbim poate despre o legătură pe care o poți avea cu un vărsător. Vorbim despre planuri, vorbim despre faptul că îți dorești ceva mai mult. Ești gata de o nouă călătorie, ești gata să alchimizezi experiențele din viața ta, să le înțelegi mergi mai departe, se închide o etapă și începi o altă etapă și o să spun și faptul că vei începe ceva din punct de vedere profesional. O să vezi. De ce îți dorești acest început tu foarte mult? Simt că vrei să o iei de la zero, simt că vrei să, să îți dai un restart, un refresh. În spatele cărții nebunul ai șapte de spade, și șapte de cupe. 7 șapte, șapte avem aici. 5 de monede. Deci aici avem uh, o situație grea ce a dus la această decizie ta de a merge pe un alt drum. De a o lua de la capă. Te-ai simțit mințit, te-ai simțit uh, manipulat, te-ai simțit uh, um, trădat într-un fel. Dar aici vorbim și despre anumite așteptări, da? Șapte de cupe este o carte ce arată întotdeauna că persoana respectivă are așteptări foarte mari. Și dacă aceste așteptări nu ți-au fost îndeplinite, cumva te-ai simțit trădat, te-ai simțit dezamăgit și iată că toată această energie pe tine te-a făcut să te detașezi, te-a făcut să îți dorești altceva. Să iei de la zero, să începi din nou. Foarte bine. Cinci de monede, iată. Ți-a activat această rană de respingere, ți-a activat această um, singurătate, acest gol. Te-ai simțit gol în urma acestei experiențe. Poate această experiență ți-a fost cauzată de un vărsător, pentru că ai cartea nebunul aici și, într-adevăr, uh, poate fi vorba despre un vărsător. Iarăși, șapte de spade ce arată um, o zodie de aer, vărsător, balan balanță sau gemeni. Ți-a creat un gol imens aici, dar în același timp a fost și catalizatorul schimbării ce are să vină, să apară în viața ta. Bun. Ce mai avem aici? Cartea Moartea și doi de băte. Să știi că Arcana Majoră, Moartea, deja este, um, deja a fost. În, în viața ta, a apărut cam de o lună, două luni de zile în viața ta această energie de transformare. Da? Deci, aici vorbim despre perioada în care tu nu mai poți să stai în situația în care ești. Și chiar dacă vezi tu situația aceea sau problemele acelea de comunicare dintre tine și acel vărsător sau acea persoană, ți s-au părut că sunt foarte greu de suportat sau te-au dezamăgit. Cu toate astea ți-au și oferit curajul, puterea de a o lua de la zero, de a regândi totul. Ai cartea moartea, ce înseamnă că tot, tot acest proces, practic, nu face parte decât din dezvoltarea ta. E ceva aici ce trebuie să schimbi. Iată, ai doi debute. Gândește-te la planurile tale pe viitor. Gândește-te la ceea ce simți să faci, nu neapărat ceea ce trebuie să faci. Ce simți tu să faci pe mai departe? Pentru că să știi că, din punct de vedere astral, în momentul de față, ești ajutat. Cu siguranță îți tranzitează planeta Pluto, da, și uh, s-ar putea chiar pe casa a șapte, având în vedere că uh, vorbim despre o casă a parteneri parteneriatelor, a căsătoriei, a relațiilor de lungă durată, este posibil să se întâmple acest lucru și să aducă schimbări foarte mari. Regina de monede, cartea, lumea, iată, vorbim aici despre o persoană pe care tu o protejezi, vorbim despre o energie de pământ pe care tu o protejezi, și cred că mai este aici o relație legată de bani care se va finaliza în curând. Dacă trebuie să primești niște bani, lucrul acesta se va finaliza, e cartea lumea. Vorbim despre cineva care ori încearcă să te ocrotească, ori tu ocrotești această persoană foarte mult. Îți va da o sumă de bani, vei primi un ajutor, este cineva care are grijă de tine în prezentul tău. 6 de spade, 10 de cupe, mi arată faptul că ai abandonat cu totul această idee de a mai fi cu cineva, de a mai relaționa cu cineva. De a-ți de a găsi acel partener, acea parteneră. Vrei să pleci cât poți de departe, nu mai vrei să fii văzut, ai renunțat la această idee, iată, este în prezentul tău. Poate este și datorită acestei răni, bineînțeles, pe care o ai în prezent, dar Cartea, Puterea și patru de Cupe. Emoțional, nu vrei absolut nimic, ți s-a luat, te-ai săturat, ești într-o stare de plictiseală totală, monotonie, nu se întâmplă nimic spectaculos pe partea asta în viața ta, însă Cartea Putere arată și protecția de care tu beneficiezi și arată faptul că trebuie să fii foarte blând în situația asta. Chiar dacă poate ai tendința de a te răzbuna sau ai tendința de a, de a gândi totul numai din punctul tău de vedere, Însă este o carte care întotdeauna arată blândețea, gingășia și um, răbdarea de care trebuie să dai dovadă, înțelegerea de care trebuie să dai dovadă. Pentru că tot aspectul ăsta nu va face altceva decât să te ajute pe tine, de fapt. Ești o persoană puternică, ai trecut tu și prin lucruri mult mai grave de atât. O lună de detoxifiere, o lună de transformare pentru tine, o lună în care... Având în vedere că ai și cartea Lumea aici, este închiderea unui ciclu, unui ciclu lung din viața ta și cred că în curând vei primi un răspuns bun legat de un job. Îți vei schimba jobul, o să-ți să, vezi, o să schimbi profesia cu siguranță. Dragii mei, acestea sunt mesajele mele pentru voi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați fost alături. Dacă ți-a plăcut clipul acesta, nu uita să dai un like și un share. Pe mine mă ajută foarte mult. Ne vedem în online pe Facebook, Instagram și pe pagina mea oficială amonstarot.ro Până data viitoare, eu îți urez toate cele bune și nu uita să ai foarte mare grijă de tine.